zice că omul desenează atunci când este inspirat. Așa că astăzi mă gândeam să fiu inspirat de niște picioare. Făcând niște poze, puteți să obțineți picioare de genul, să faceți o analiză a modelului, însă eu vă propun să mergem mai ușor și să facem niște schițe pe baza unor modele geometrice. Deci, precum vedeți, prin câteva cerculețe și linii, putem să facem din mare lava piciorului. Apoi, cu albastru, o să încerc să revin după pozele făcute asupra fiecărui deget și asupra formei piciorului, ca să vedem care o să fie forma finală a piciorului. Iar mai apoi, forma finală a piciorului, după desenul dinainte, o să vedeți piciorul în albastru. Am încercat să pun și niște umbre să vedem care sunt zonele mai adânci și care sunt zonele mai puțin adânci din picior. Hașurul la 90 de grade este întotdeauna un bun lucru pentru a face să se vadă ariile piciorului, unde este mai adânc, unde este mai puțin adânc piciorul. Și în următoarea parte o să facem un desen mai simplificat, un cerculeț și un triunghi. Vedeți că triunghiul nu e desenat exact, nu e triunghi nici isoscel, nici dreptunghiular. Încercați să îl transferați într-o parte triunghiul pentru a avea cele mai bune modalități. Și apoi, pe lângă triunghi, se fac încă 5 cerculețe. Aceste cerculețe sunt desenele. Încercați să puneți glezna. Eu am pus aici două glezne pentru că stela are două glezne pe o parte, de asta o să vedeți două glezne. Dar voi, dacă aveți un model, puneți numai una. Și la sfârșit, poza cu piciorul lui Stella și schița făcută.